În perioada 20 septembrie-1 octombrie, la sala polivalentă din Bistrița s-a desfășurat trofeul Carpați la handbal feminin. Au participat la această competiție prin reprezentativele naționale România, Serbia, Austria și Spania. Competiția a început cu o bâlbă organizatorică datorată defectării instalației de sonorizare a sălii recepționate de mai puțin de 2 luni. Însă lucrurile s-au remediat și începând cu a doua zi a competiției, lucrurile au intrat sub controlul organizatorilor. La această ediție a trofeului Carpați, România a început cu o remiză cu Austria, 32-32. Iar al doilea meci l-a câștigat fără emoții, 26-20 cu Serbia. În meciul decisiv, România a învins Spania, scor 25-23, în fața 4.000 de spectatori, la finele unei confruntări dramatice în care ibericele au revenit în actul secund. Din selecționata lui Florentin Pera, aflat la prima acțiune, au ieșit în evidență Iulia Dumansca, portărița care a reușit 9 intervenții în prima parte a meciului, și Sorina Grozav, care a înclinat balanța decisiv pentru România cu cele 6 goluri marcate pe final de meci. După prima repriză, jucătoarele noastre au avut un avantaj de un gol, 11-10, după ce portarul Iulia Dumansca le-a exasperat pe adversare cu intervențiile sale. În a doua repriză, Cristina Neagu a luat loc pe banca de rezerve după ce nu a strălucit în prima jumătate a partidei. Sorina Grozav a fost MVP-ul partidei cu o evoluție concludentă pe final de meci când toate speranțele s-au legat de pătrunderile ei imprevizibile. România a câștigat o jucătoare care poate evolua la cel mai înalt nivel când Neagu e pe bancă sau e anihilată de adversare. Sorina Târcă Grozav a fost desemnată MVP-ul trofeului Carpați, dar și golgheterul competiției cu 19 goluri marcate. Iulia Dumansca a primit trofeul pentru cel mai bun portar. După această acțiune pentru România urmează primele meciuri de la Campionatul European din Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru. Elevele lui Florentin Pera sunt în grupa C cu Franța, Macedonia de Nord și Slovenia și au șanse importante în calificarea în grupele principale.